pus-o Maria de la Ioniță. Două exerciții care eu cred că o să le poți efectua în condiții casnice. Eu astăzi... Vă salut, dragii mei și dragile mele! Astăzi răspuns la întrebarea care mi-a pus-o Maria de la Ioniță după publicarea filmulețului cu extinderea când mi se umflă picioarele. Iată, eu acum stau în genunchi, dar o să vin acuși la voi mai aproape. Asta tot este o metodă de a ne extinde picioarele, dar puteți să stați și în poza lotosului. Iată, acuși o să mă așez așa în poza lotosului. Cel mai simplu pentru Maria de la Ioniță, să stai în genunchi. Ea mi-a scris că după operația de hernie la disc, nu poate să efectueze exercițiile care eu le-am recomandat. Vreau să-i arăt doar două exerciții special pentru tine, Maria, care le poți face în cazul tău. Fiindcă vreau să vă menționez faptul că în 2000 mi s-a pus diagnoza hernie de disc, L4, L5, și era de 5 mm și 7 mm. M-au îndreptat la operație, dar eu categoric am refuzat și doar cu exercițiile fizice mi-am întărit corsetul muscular pentru ca coloana să se îndrepte și mușchii spatelui să fie ca un pilon, să mențină coloana drept, să menține verticalitatea coloanei. Două exerciții care eu cred că o să le poți efectua în condiții casnice. Eu astăzi vroiam ca acest filmuleț să-l filmez afară, fiindcă am ieșit, m-am înviorat, dar un pic a început să bureze, fiindcă tu poți și când te mergi la plimbare, în parc, când mergi la plimbare, dacă ești în parc, dacă ești în pădure, în grădină, chiar la un copac, să ridici picioarele în sus, sub tununghi. Dar astăzi îți arăt aceste exerciții în casă, lângă pat. Și dați, Maria, o să-ți arăt exercițiul care ți l-am scris în comentariu. Și iată, ne așezăm pe podea și picioarele le ridicăm pe pat, formând un unghi de 90 de grade, sau îți schimbi unghiul cum să-ți fie comod și confortabil. Iată, așa mă dau mai încoace, să vezi cum eu să-mi scot. Și stai relaxată, să simți picioarele relaxate, spatele relaxat și cauți poziția confortabilă. Dacă simți că vrei să un pic să schimbi unghiul, te miști așa ca picioarele să fie confortabile. Te relaxezi, respiri adânc, conștientizezi și are loc descongestionarea din picioare și din zona bazinului. Poți să faci câteva mișcări din picioare și să stai așa cât tu simți că picioarele s-au odihnit, picioarele le simți libere, ușoare. Poți să stai 5, 10, până la 15 minute. În timp cât stai în poziția aceasta, poți să faci câteva mișcări. Să miști din picioare. Să faci mișcări din genunchi. Asta tot ajută la eliminarea apei și la eliberarea din mușchi, din vene, a congestiei, a durerilor, a spasmelor. Îmi place foarte mult acest exercițiu. Relaxezi. Te simți liber și liniștită.
nu numai decât să ții picioarele drepte, le relaxezi, poziția picioarele și au poziția lor liberă, calmantă, liniștită. Și mai am aici așa un elastic sportiv, îl poți procura de la magazinul sportiv. Și din poziția aceasta poți extinde, după ce ți-ai eliberat picioarele, s-au liniștit, s-au calmat, nu simți pulsație. Îmbraci elasticul, eu pot să fac așa, dar tu dacă nu poți, poți să-ți apropii piciorul de mâini și îl îmbraci. Poți să îmbraci elasticul în poziția aceasta, poți să-l apropii, îl îmbraci la talpă. Și elasticul îți va ajuta să-ți extinzi piciorușele și faci mișcări ondulatoare. Tu nu faci nimic, tu doar cu mâna miști piciorul. Poți să-l ții în poziția aceasta, la fel după cum tu simți, până ca să te simți bine. Doar așa îl ții. Uite, cam așa. Asta vine de la Pilates, doctorul care a introdus aceste exerciții de extindere pentru pacienții și pentru bolnavii care nu au putere să se extindă prin alte metode. Este o metodă foarte, foarte ușoară și foarte, foarte duioasă, aș spune. La fel și cu piciorul stâng. Poți îmbrăca, iată așa, într-un deget, poți îmbrăca la talpă, cel mai bine la talpă. Poți întinde piciorul și îmbrăca. Poți să-l apropii. Cum îți vine mai bine? Dacă auziți gălăgie, este gălăgie de afară, merg construcțiile. La noi aici, lângă noi, se construiește un magazin Knaufland și toată ziua se aud construcții. Dar și păsărelele cântă. Iată așa și ții, uite, foarte, foarte leger și ușor. Și pe parcursul exercițiilor o să simți o degajare și o ușurare a zonei bazinului și a picioarelor. Din poziția aceasta poți să ieși cum îți convine. Dragă Maria Adela Ioniță, eu te iubesc pentru comentariile care tu le scrii, pentru sugestiile care tu le aduci în fața comunității noastre, pentru motivare și sper că sfaturile acestea să fie utile pentru tine și pentru alte persoane care au nevoie. La revedere, vă îmbrățișez și vă iubesc. Să ne auzim de bine, cu gânduri frumoase. Cu drag de voi, Veronica Sandu. La revedere!